În această dimineață, la ora 8, angajații prefecturii Hunedoara au intrat în grevă generală. Potrivit unui comunicat transmis de Sindicatul Egalitate al Funcționarilor Publici și Personalul Contractual din Administrația Publică, angajații prefecturilor solicită trecerea din categoria funcțiilor teritoriale în cea a funcțiilor de stat, deci și o salarizare la nivelul funcțiilor publice de stat. Dacă în alte județe greva este pe o perioadă nedeterminată, în județul Hunedoara, angajații prefecturii își vor relua activitatea mâine dimineață, declară prefectul Călin Marian, care susține că instituția nu a avut de suferit din cauza grevei. Este o acțiune a sindicatului la nivel național, implicit și angajații din instituția prefectului Hunedoara sunt în grevă începând de azi dimineață de la ora 8. Greva este pe perioada zilei de astăzi. Cum noi ca și conducători suntem la instituția prefectului și încercăm să suplinim cumva activitatea colegilor care sunt în grevă. Așa că nu va fi un impact major. Încercăm să rezolvăm toate problemele. Toate serviciile sunt în grevă, și cel economic, și juridic, și cel administrativ. Așa poate și în matriculări permise. Nu. Doar personalul efectiv a instituției prefectului. Potrivit prefectului Călin Marian, în județul Hunedoara, solicitarea pentru autorizarea grevei generale a fost făcută de către sindicate doar pentru ziua de astăzi. Deci, de mâine, angajații își vor relua activitatea.